cel care a fost lansat uită și el și începe să trăiască din amintiri. E bine să vezi la o carte de poezie atâția prieteni, mai ales într-un loc în care ai face orice, numai n-ai sta pe loc. Nu e așa, ești la un târg de carte, ai vrea să vezi cărți, ai vrea să răsfoiești, ai vrea să cumpli, ai vrea să vezi cât mai mulți oameni. Să stai pe loc un sfert de oră pentru cineva e într-adevăr un gest de prietenie și vă mulțumesc pentru asta. O să vină și Mircea acum, când ești Mircea Cărtărescu, normal că dai o oră și ceva autografe. Tocmai l-ați văzut pe Mircea Cărtărescu, mai devreme. Hai să vedem ce zice de dumnealui de Mircea Cărtărescu. Profesor de literatură. Era unul dintre scriitorii pe care am deschis ochii când eram puștan. L-am cunoscut într-o tabără de creație literară care se chema Tinere Condee. Vreau Ceaușescu, noi ești amici și mergeam la Tinere Condee, într-o tabără absolut abracadabrantă. Și spun asta pentru că părea din altă lume. Deci era făcută de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, în tabăra aia organizată de Florin Lupescu, Dumnezeu să-l țină că încă e viu, au fost o serie de 80-iști și că au fost prezența asta nu era atât de, hai să spunem, incredibil, ci cum se derula acea tabără. Acea tabără avea un cernacul non-stop, era o cameră în care cineva citea și cel puțin un om îi comenta literatura, în afară de cenacurile care erau, hai să spunem, un format clasic, două ore se vorbea și se discuta. Bine, pe Mircea l-am cunoscut la Suceava și am o poveste cu el, bine că nu aici, dar o știe și el. Eu veneam de la Turnul Severin și în București ne-am întâlnit toți care veneam din sud, care veneam din zona Dobrogei, mergând spre Suceava. A pornit trenul și în tren am început să ne recunoaștem unii cu alții care fuseseră în prima tabără de la Timișoara. Ne-am îmbrățișat urmând o tabără în care trebuie să vă spun și dacă am dormit 8 ore, toată tabăra. Dormeam cam o oră pe noapte, era că aveam 16-17 ani și să nu mai conta. Asta pentru că se dansa, asta pentru că se discuta, asta pentru că... Vorbește mult pentru mine, n-am răbdare. Și nici nu se aude clar. Hai să ne mai plimbăm. Uitați copiii. Sunt încurajat să iubească. Plimbăm. Uitați copiii. Sunt încurajat să iubească cărți. Aici e altă poveste. Probabil este lansarea unei cărți. E Institutul Francez de Romani. Să auzi și puțină franceză. En compte, j'ai aussi fait appel à des notes de partage. Nu mi-a plăcut franceza. Nu mai vedem. Și nu mai e pe aici. Institutul Cultural Islamul azi. Ah, trebuia să fie Ana pe aici. Uitați, Coran citește cartea, nu doar despre ea. Deci, la Gaudeamus, toată lumea e fericită cu toată lumea, nu există diferență de religie, credință. Bun. Uite, Asociația Liga Albanezilor din România, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași. Și la Gaudeamus se întâlnesc toate editurile. Ia să vedem, mai ce. Editura Universității din București. Aici sunt profesori de la Universitatea din București. Nu știu. Unde? La Gaudeamus. Târgul de carte organizat anual în București. Doar că în pandemie nu s-a întâmplat nimic. Și acum e prima ediție după vreo 2-3 ani de zile. Eu mă iau după sunet, pe unde au sunete, pe acolo mă duc, mai puternice, de microfon. Ia să vedem. Aici este târgul de carte, uitați că și zice. Ana, o să trec înapoi. Hare Krishna, aici e cu dălea. În spatele căruții, în totuși, se află sufletul. Cu yoga, zic bună seara, bună seara. E gălăgie, da, știu. N-am, așa e. La târgul de genul ăsta trebuie să vii chitit pe ceva anume. Vrei să-l asculți pe Cărtărescu, te duci pe Cărtărescu. Așa, unde era? Ana, ești aici? Ana Maria Diacon. Bună!
Eu sunt la un sârb de carte, Gaudiamus. Și n-o să au nimic de ce vorbești. A, ok, nu nimic. Da. O să-ți arăt ceva. Unde a fost mai? M-am pierdut deja. Oricum erau... A, gata. Se pierde semnalul? Da, păi... Uite, islamul azi. Nu, în fine. Editura Oscar. Așa, și precum spuneam, la Gaudiamus, dacă vrei mult să ai o carte, vii, o cumperi mai ieftin, cu 20-30%, cărțile, după cum bine știți, sunt scumpe. Hai să mă duc într-o zonă liniștită și să vedeți eurodidactica. Îmi pare rău că Monica nu este pe aici. Harta lumii pentru copii. Ofertă specială. Uite ce vă spuneam. În relief. Aceasta este în relief. Să vă dați seama așa. Așa, editura medicală. E acolo. Aici e fără Italia. Bine, unele nu le cunosc. Wow, câte sunt. Editura Paulin, cu Doamne, Doamne. Îmi place că sunt toate națiile, adică e fain asta. Da, acum e mai liniște. Și mai avem 5D. Nu știu dacă avem 5D. Îl știți pe domnul, nu? Este o fotografie cu, scrie, George Mihaiță. Foarte frumos. Aici o doamnă vorbește. O să mai intru un minut în gălăgie și apoi... 2-2. Văd și eu de ale mele. Dar am zis să vă plimb astăzi, dacă v-am dus la muzeu, să vă duc și la cărți. Și sper să fi venit domnul Mircea Cărtărescu, care mai devreme dădea autografe. Este renumit mai mult pentru cartea De ce iubim femeile, dar are multe alte cărți, mai ales Nostalgia, foarte faină. Continuu cu lumea și constați n-a venit. Mai devreme sau mai târziu că nu ți-a ieșit niciodată. Nu te poți acomoda în lumea în care trăim. Nu ne putem adapta. Nu ne să putem... știți că... Eu trec pe lângă oameni destul de luminați. Artiștii ca și scriitorii nu prea sunt băgați în seamă. Acum depinde care cum scriu, despre cine scriu. Acum vedem. Tot pavilionul B2 la Romescu este cu Gaudiamus. Târgul de carte. Priviți, e mai liniște pe aici. Probabil deja s-au cam terminat lansările de carte. De asta am și vrut să vin mai târziu. Uitați, oamenii sunt ca la bibliotecă. Mai vedeți așa ceva? În metrouri? Nu, ține mobilele. Exact ca la bibliotecă. Ce chestie. Nu-i semnal. N-am ce să fac. Oricum n-o să mai stau. Nu, să aveți o seară faină. Ne vedem când ne întâlnim. Gata cu live-ul în acest weekend. Pe săptămâna viitoare. Nu uitați să-ți mai citiți cărți de joc, de tarot, ce-o fi pe acolo. Seară faină!